Caniculă accentuată determină autoritățile locale să ia din nou decizia de a restricționa circulația pe drumurile județene. Astfel, în perioada 11-19 iulie 2024, intervalul orar 10-20, se aplică restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe întreaga rețea rutieră de drumuri de categorie județeană din județul Giurgiu. Restricția este solicitată pentru protejarea în special a sectoarelor de drum județean pentru prevenirea deformării majore irreversibile care pot apărea ca efect al desfășurării traficului greu în condiții climatice de caniculă. Fac excepție de la această restricție transporturile de persoane, transporturile de animale vii și de produse perisabile de origine animală și vegetală, vehicule care participă la intervenții în caz de forță majoră, transporturi funerare, transporturi poștale, transporturi de echipamente de prim ajutor, transporturi pentru distribuirea de carburanți, transporturi de mărfuri cu temperatură controlată, transporturi pentru tractări, vehicule avariate, transporturi pentru distribuirea de apă și hrană în zonele calamitate, transporturi cu vehicule specializate destinate prin construcție salubrizării, transporturi apă îmbuteliată, transportul produse provenite din exploatări agricole la recoltarea din câmp și transporturi militare implicate în exerciții multinaționale. De asemenea, pe perioada restricțiilor vor fi exceptate utilajele proprii ale DGTA-DGCT Giurgiu, cât și utilajele închiriate de la firmele cu care Consiliul Județean Giurgiu are contracte de lucrări în derulare.